Asta sunt eu și tocmai am o problemă. Sunt blocat pe acest chunk din Minecraft și o să trebuiască să bat câte un boss custom la fiecare layer pe care îl avansez în jos pe acest simplu chunk din Minecraft. Oare o să reușesc să bat acești boss custom care au puteri speciale și puteri mai puternice și sunt chestii mai nebune decât dragonul din Minecraft? Rămâneți pe la final să vedeți cum am reușit să ajung la final de tot și ce s-a întâmplat acolo. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Se pare că lumea asta de Minecraft, doar atât înseamnă lumea asta de Minecraft, tot ce vedeți aici, doar satul ăsta și totul este... Mamă, suntem deasupra noilor, what the fuck, ce înălțime suntem acum? Mamă, 300! M-am încurcat-o. Fraților, haideți să vedem dacă reușim să batem Minecraft-ul pe un singur cean. Ia uzi mă că ăsta are ușa de metal. Eu, ce vrea mă ăsta? Ia. Ok, so you want to get to the layer below. I have something for you. Deci vrei să te duci la layerul de jos. Am ceva pentru tine. Dar prima dată trebuie să faci ceva pentru mine. Te rog, urmărește. Urmărește, bă. Bă, dar de ce? Unde te-ai dus? Stai, ce? Ok, noi deja avem... am trimis 6 săteni acolo, dar niciunul nu s-a întors. We had to close it. A trebuit să o închidem. Ah, uite aici. A, ăsta-i cave-ul gen, ok. Deci acolo trebuie să mergem noi. Așa. Poți să investigezi să scapi de asta, cum se numește, de probleme. Așa, că nu mai știu să traduc, mi-e greu să traduc acum, nu știu ce am în cap. O să-ți dau câteva iteme. Deci, I will give you an item I found there as a reward. Ah, deci o să dau un item pe care l-am găsit acolo ca și recompensă. Dar o să trebuiască să te duci la layer-ul care te va ajuta să te duci la layer-ul de jos de acolo. Ok, să trăiți. Deci, ok, e un age gold ingot, nu știu ce, și cu layer descender ăsta. Ok, am înțeles, eu, da, am înțeles. Ah, hitbox-urile, mai de mult îl interesează ăsta la alt. Să se vadă, să nu se vadă. Bun, perfect. Hai să vedem. Stai să-mi fac și câteva unelte așa de început. Dacă tot facem aici treaba, dacă tot vorbim cu John-ul ăsta, cu librăria întruchipată, domnul librărie aici de față. Să ne luăm ceva mâncare. Și de ce am experiența 69 de levele? E levelul meu favorit ăsta, nu știu de ce. Olu, ți-o supăra asta că stric casele. Bă, în momentul de față chiar nici nu pasă, vă zic sincer, nici nu îmi pasă, vreau să-mi fac uneltele și să mă duc jos să văd ce se află acolo, fraților. Să vedem dacă reușim să mă bate Minecraft-ul, că ăsta este Minecraft, dar este totul într-un singur chunk. Am mai făcut noi challenge-uri din astea, mai țineți minte challenge-urile trecute când am mai făcut chestii de genul ăsta? Dar asta este diferită din câte vedeți, nu este aceeași hartă efectiv, sau dacă e aceeași hartă și am uitat-o, îmi cer 1000 de euro de scuze. Dar nu este, credeți-mă pe cuvânt, că mai țin și o minte, creierul ăsta al meu nu s-a degradat atât de mult de la bătrânețea pe care o am și o duc în fiecare zi și trec în fiecare zi de 80 de ani, 90 de ani, să sperăm că o să ajung și-o vreodată la 80-90 de ani. Dacă nu, aia e, se mai întâmplă, nu suntem nici primii, nici ultimii care nu ajunge la 80 de ani. Ok, hai că ne-am făcut cam toate uneltele care erau să fie și care trebuiau să fie. Ia să ne facem și pâinicioaice din astea. Avem 30 de pâinicioaice. Putem să stăm liniștiți. Deci ăsta ne trebuie să facem rost de o cheie și de un age gold ingot din ăsta să ne dea layer descenderul ăla. Ok, ăștia nu știu ce au pe acolo. Mergem așa, fraților. Mergem să vedem ce reburie se află pe acolo. Să sperăm că bărbații ăștia sunt pregătiți. Sunt ăștia pregătiți pentru... Suntem noi pregătiți pentru ce urmează. Sincer să fiu cu voi, nu știu ce să zic. Da, eu mă simt power, mă simt puternic astăzi și cred că putem să ne batem și să luăm în piept tot ce urmează, ca să zic așa. Uite, văd și niște gold pe acolo. Ia uite-l. Stă acolo goldul liniștit. Iau și eu niște iron aici, că cine știe, poate o să avem nevoie puțin mai încolo, doar că momentan nu știm lucrul acesta. Opa, l-am văzut pe un bărbat, am văzut un bărbat care are sabie și armură are armură enchantată de gold, sau mi se pare? Cred că mi se pare că e de piele mai degrabă, care să semene cu una de gold. Să mă facă pe mine să mă sperie. Crezi că mă sperii, bă, băiatule? Crezi tu că mă sperii? Lost Miner, ai rămas blocat viața mea? Nu e nicio problemă. Ăsta ce face aici? A rămas și el blocat. No problemo. I-am dat să-i sară nasul. Ia să vedem pe aici. Opa. A, uite aici e blocat ăsta. Ok, ia să mai luăm și niște iron din ăsta, că poate o să ne folosească, dar
Uite poște aici. Mamă, uite diamante. Bro! Diamantinos. Mamă, minerii ascunși, fraților. Minerii pierduți, nu ascunși. Proștii, proștii și-au damage. Proști, proștii și-au damage. Gata, l-am bătut pe fraier. Wump, wump, cum se mai spune. Tunica de 2 tone. Age gold ingot. Hai că l-am, luat, fraților. Am luat ce se putea lua de aici. Cred că ar trebui să ne facem și noi un furnal din ăsta, să prăjim ironul pe care îl avem. Așa, și trebuie să mai găsim o cheie. Nu știu dacă ați observat, dar noi teoretic ar trebui să mai găsim o cheicioaică pe undeva pe aici. Teoretic, acum nu știu ce să zic. Ne plimbăm și ne uităm și noi pe aici. Poate ne dăm seama pe unde ar trebui să mergem să facem rost de chestiile. A, uite, mai e aici ceva. Bossul numărul 1. Bossul. Boss mag. Hai, stai acolo, băi. Țâță de mâță. Mo. Nobo, nobo. Mama, mama, mama. Hehe. I-am bătut pe fraieri. Bossul, bă, ăla are cheia, l-ați văzut? The boss, bossul boșilor. Mai dăm câteva hituri și moare. Câte hituri trebuie să-ți dau, bă, John? Gata, ia uite. I-am luat și săbioanța. I-am luat și papucioiul. Haideți să combinăm astea între ele să ne dea pe ăsta mai bună. Avem și cheia și ăsta. Și acum, teoretic, dacă e să mă întrebați pe mine, teoretic din, și din punctul de vedere, cred că dacă mergem la John-ul ăla, la domnul de la librărie, ăsta, bibliotecarul, cum s-ar spune, așa se spune, bibliotecar. Dacă mergem la bibliotecarul acela și îi dăm, cred că putem să-i dăm, mamă, mi-a luat damage de mea, spar ficați în mine. Ok, avem acolo, hai să facem și niște din astea, uite, facem un pichex din ăsta ca să luăm diamantele astea de aici, că bă, frate, diamante, diamante, frate, frate, dar diamantele sunt pe bani, știi cum se spune? Și mai luăm și de aici niște aer să ne facem și armură și eu zic că, bă, challenge-ul ăsta a început cu dreptul, să zic așa. Eu zic că ne mișcăm chiar puternic, ne mișcăm puternic în a bate și a face rost de chestii pe challenge-ul ăsta. Nu știu cu goldul ăsta dacă ne va ajuta mai târziu, că văd că e din belșug pe aici. Oh, alte diamante, let's go, let's go, let's go. Alte diamante, bă, mi-e convin diamantele, ești nebun. 4 diamante în momentul de față. Și asta ar însemna că am putea să ne facem eventual un pickaxe și să stăm liniștiți, fraților, pe viață. Ne facem un pickaxe, stăm liniștiți pe viață și eventual ne putem să ne mai facem o lopățoaie de diamond și să stăm liniștiți de tot de pe viață. Să nu mai avem probleme cu absolut nimic când vine vorba de spart blocuri. Iron, hai să mai punem la prăjit niște iron. Avem 7 bucăți, hai să mai așteptăm una să facem măcar un chestplate, că chestplate-ul e cel mai important. Și după aceea mai vedem aici alte prăstii, mai facem împăi mei. O găleată, eventual că și găleata e foarte, foarte folositoare. Dar avem de găleată, mă, fraților, ia stai să văd. A, fix 3 bucăți de iron avem ca să facem și o găleată. Petrecere cu baloane și cu muzica dată tare, să se audă în difuzoare. Hai că luăm apa asta de aici. Uite alte diamante pe acolo. Bă, băiatele. Bă, băiatele, stai tu ascuns de mine, crezi că nu te vedeam aici. Stai tu așa ascuns ca o mârlănoi ce ești tu, diamant obărit. Obărit. Haideți să mergem sus și să vedem pe unde putem să... Ia, dă-mi asta. Ha, asta vreau să zic. Pe unde putem să urcăm și noi pe... Ha, mă, ce pui mei, nu mai știu să mai urc, nu mai știu să mai sar, nu mai știu să mai fac nimic pe Minecraft-ul ăsta. Ce papucilu, Hector. John, hai că văd că te-ai mișcat de aici. Petrecere cu baloane, am furat barbașiane. Ok, deci Layer Descender ne dă acces la următorul layer din chunk. Ok, am înțeles chestia asta și mă gândesc că de fiecare dată noi ca să trecem pe prin mai multe leere din astea va trebui să luăm câte un cărnăcior din ăsta, mă gândesc eu. Acum nu știu ce să zic. Dar creierașul meu de Minecraftier și care s-a mai jucat Minecraft și toate chestiile astea. Uite, next layer unlocked. There is an entrance somewhere in the cave below. Hai mă că am știut și eu, mă, frate. Am știut și eu, frate. Petrecere cu baloane, astea sunt capcane. Să avem grijă să nu picăm pe ele, că ne-am dus, fraților. Astea sunt baloane, nu sunt baloane, opa. Mamă, suntem adventure mode. Hai să avem grijă pe aici să nu picăm, să nu intrăm prin prostiile astea.
să nu picăm prin ele, că ne-am dus la balamuc dacă picăm prin, dacă picăm prin ele. Hopa. Haide, John, lasă-mă și pe mine în jos aici. Mulțumesc, să rup mâna, să rup mâna. Să-ți rup mâna, să-ți rup mâna. Ok. Hai să vedem partea aia pe acolo sau mergem prin stânga pe aici. Uite, acolo sunt... Opa, opa. Pe aici nu pot să mă duc în sus, ok. Totuși trebuie să ocolim chestiile astea, deci de-aia trebuie să ne gândim oarecum pe unde s-o... deci asta e blocat aici, deci nu pe aici ar trebui să mergem noi așa după creierașul meu de YouTuber profesionist. Opa, ia vezi, ia vezi, ia vezi. Petrecere cu baloane și cu ganidat tare. Să se audă în difuzoare. Hopa, back to the cave. Hint, find the layer descender to get to the next layer. Boss. Boss, boss. Hopa, hopa, oh, nu mă duc acolo. Hai la boss, fraților, mergem la boss. Mergem la boss. Start boss 2. Stai să mănânc și ăsta. Ăsta de aici ce este? Hopa, respect and damage, nebun. Și eu ca prostul mi-am făcut armură. Na, poftim. Na, poftim. Sharpness 1, dai cu tunu. Haide, frate, care ești? Boss-ul 2. L-am prins așa, mumia. Mia, mumia. Omelu! Marș, mamă, marș. Marș, 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 marș. Să-ți audă în difuzoare. Tărărărărără. Opa. Opa. Mamă, stai că mă bate, stai, sare, sare capacul. Gata, mă, l-am bătut. Prost, prost, mă. L-am bătut, mă, gata. Easy peasy, lemon squeezy, cum s-ar mai spune. A, mă, că a fost ok. Mă așteptam să fie mai rău, dar a fost ok. Hai să mergem aici. Da, 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 alo? Dar cum, cum deschid eu ăsta? New layer unlocked. Diamantino. Tino, tino, diamantino. Vino cu acem, mă. Vino cu acem, mai frumosule. Bă, vedeți că noi, noi ne ducem și avansăm chiar bine rău. Nu trebuia să fac chestia asta. Oh. Aud pe aici cârnăciori și nu-mi convine ce aud. Nu-mi place să aud cârnăciori prin zona asta pe aici. Ia, stai că o să iau și diamantele astea de pe aici. Dacă nu se supără cineva pe mine. O să-mi iau, uite, avem fix pentru un chest plate. Nici nu mai îmi pasă de celelalte chestii dacă avem de chest plate. Long hair, don't care. Cum se mai spune. Părul lung nu-mi pasă. Cam așa se zice. M-aud niște cărnăciori pe acolo. Sunt tip undeva. Sunt prin pereții noștri. Asta ce e? To the desert area. Ok, nu ne interesează. Păi mă interesează să... să iau diamantele astea de aici să fac și eu. Mă, da, goldul ăsta, mă, frate, pe pereți, așa. Chiar nu-l folosim la nimic, gen. Mai mie nici nu aș vrea, sincer, că trebuie să stau după aceea să-l prăjesc, să-l fac. Ne, lasă-l. Să nu-l folosim la nimic, nu avem nevoie de gold, gata. Hai că luăm toate diamantele. Ok. Câte avem? 13. Păi putem să ne mai facem, fiți antenă, și chestplay ăsta. Și din ăsta, și din ăsta. Ok. Bom, bom. Ok. Să se audă în difuzoare. A, perfect. A căzut. Oulu, care dai? Mâncate-ar câinilii. Mâncate-ar câinilii, care dai, mă? Doamne, ce m-a speriat fraierul ăla. Mamă, stai că m-am supărat. Bă, cum ajunge și noi aici, putem? Ai, uite ce țeapă și-a luat al meu. Haide să urcăm pe chestia asta pe aici. Oh. Tan 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 tan. Go to the other side to get to that cu... Hai că... Oulău, mama mea. Marș. Asta ce e? Mai mă dă-te. Mă concentram puțin, fraților. Hop. Oulău. Du-te, bă, că te trag de piele. Stai acolo. Perfect. Dacă pic, am apa, nu-i problemă. Să stai, că pot să-l bat pe ăsta și de aici. Cred. Ia, el poate să dea în mine?
Du-te, bă, nu pot să cred, nu pot să ajung la el. Să-ți audă în difuzoare. Hai, hai. Top. Bam, 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 bam. Dar să mai mănânc și eu în puii mei, că mănânc ăștia sufletul. Mănâncă zilele ăștia. Păi, careva pe acolo? Nu. Perfect. Hopa, băi. E, ce ceva? Top. Dar un colo de diamant. Ia, ce se întâmplă aici? Ah, ok, coboară chestia asta, am înțeles. Haide, Joe. Al diamant. Să mai luăm, bă, diamante. Ah, mă, să le luăm, doar în puii mei. Mulțumesc. Mulțumesc. Luăm și pe ăsta. MLG, let's go. Regele MLG Nether. Am mai văzut. Bă! Pleacă de acolo. Am mai văzut careva MLG Nether, fraților, n-am mai văzut nimeni MLG Nether. Oare trebuia să-l bat pe ăla? Să nu-l bat pe ăla în lavă? Nu știu, n-am să vă mint. Opa, ce e aici? Măi, e ceva pe acolo, cred că e un nor sau nu știu ce se întâmplă. Petrecere cu baloane. Aoleu, aici chiar că e petrecere cu banane. Cu muzica dată tare. Să se audă în difuzoare. Cu farfuria încălzită și bine acoperită. Unde ești? Unde sunteți, mă? Că tot vă dați șmecheri barbașeni, barosani. Și nu sunteți nicăieri. Măi, cred că sunteți la subsol voi, nu? Da, sunt la subsol, băieții. Petrecere cu Gani. Mai vin și Golani. Trupul ăla unde e? Ieși, mă, de acolo. Petrecere cu Gani. Haideți, mă. Haideți la petrecerea cu baloane. Uite, ăștia au venit azi. Și eu ca prostul mi-am făcut toate astea din nou. Băi, frate, incredibil. Jocul ăsta câteodată, băi. Deci hai să nu mai craftez niciodată nimic. 7 deme. Deci degeaba mi-a dat sabia aia, că și așa era egală cu zero. Oh, superb. Ah, ne bate cu... Da, ne batem cu hâții. Da, bravo. Na, poftim. Cum ne bat? Cum pot să-l... Doamne, cum pot să mă bat cu el? Aoleu. Bă, 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 bă. Na, bate-l pe ăsta, frate. Bate-l pe ăsta. Bă, frate, ce e, bă, aici? Bate-l pe ăsta. Da, marș, mă, dă-te-n papucii mei. Ia uite-l, bă, bă, băiatule. Stai. Ok. Ok. Hai, mai mâncăm unul din ăsta. Petrecere cu Gani. Bă, da, termină-te, bă, și lasă-mă să-ți dau damage. Mamă, mamă, mamă. Dacă mi-au damage, acum mor. Aoleu, frate, câți de ăștia sunt. Hai, mă, să-l batem pe ăsta odată, că mă... Bă, deci mă enervează maxim. Doamne, muriți odată, cărnăciorilor. Uite-te la ei. Hai că totuși mor fraierii ăștia. Doar că problema e că mă încurcă. Asta e problema, că mă încurcă. Uite, și mă aruncă de fiecare... Deci mă aruncă de fiecare dată. Cum poți să-l bați pe ăsta, frate, dacă ăsta te aruncă de fiecare dată, na? Mamă, ce prostie, bă, să nebunesc. Doamne, ferește-mă. Bă, deci bossul ăsta e cea mai mare prostie ever. Păi te aruncă de 10 ori, nu mai înțelegi nimica din tot ce se întâmplă în jurul tău. Doamne, maica domnului, ia. Trebuie să mergem la motorul el? Hai că mergem. Mi-a dat și blaze powder. Regele. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee, nu știu dacă a fost cea mai bună idee, nu știu dacă a fost cea mai bună idee. Dă-te, dă-te, dă-te. Ah. Crezi că sunt supărați ăștia pe mine, dar nu sunt. Sau e supărat? Să ne mănânc dacă îmi dau seama.
Hai că e supărat. Aparent unul este dintre ei. Dă-te bă în spanac. Ok, netherite upgrade. Din astea facem upgrade-ul de netherite. Petrecere cu baloane și cu ganidat tare. Trebuie să pun armura. Ok, deci mai avem două netherite-uri oricum. Țâc. Ia stai, și cu ăsta țâc. Perfect, deci avem două din astea. Sabia de netherite. Și trebuie să ne batem cu ăștia acum, cred. Unde-i fugiți, mă? Bă, da, din nu știu câți de ăștia, doar unul a dropat ochi din ăla, frate. Deci doar unul singur a dropat un ochian din ăsta, e insane. E, măcar aici putem să stăm să-i batem, gen. Și ăsta dropează și ăsta. Top. Vedeți, mă, că știu și eu. Mai știu și eu acolo. A, uite aici, ia, câte din astea avem nevoie? A, doar de unul singur, gen. Easy peasy, gen lemon squeezy. Top. Cum s-ar spune, T-O-P. Ajungem jos acolo. Și... oh my god, nu. The last layer, ultimul layer am ajuns, fraților. Suntem la Warden aici. Hai că ușor. Eu nu mai vorbeam, că aveam impresia că dacă vorbesc se întâmplă ceva. Ha. Bă, că băieții, să ne liniștiți aici, nu se întâmplă nimic. Unde e Wardenul? Bă! Alo? Ah, m-am dus la Balamuc. Spawn boss. Hai să vedem boss. Spawnăm pe boss. Ah, last boss. Cover me in the breeze. Dă-i bă că nu dai în tine, da. Ah, you did it. You beat the chunk. Așa de repede l-am bătut pe ăsta, atât de repede, what the fuck? Bro! Sunt și eu regele, fraților? Ai văzut, mă, l-am bătut, gata. Și practic am terminat, am câștigat, gen? Ha, am terminat challenge-ul, fraților. Unexpected așa puțin. Cam asta a fost clipul, ne vedem de data viitoare, ceau! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea, pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.